Marcel Roșca, campion și vicecampion național, european, mondial, olimpic, dar nu despre asta este vorba. V-am invitat la emisiunea Fotograme din Realitate pentru a consemna debutul dumneavoastră de acum câteva zile în Mozart, la operă, în Răpirea din Serai și să ne spuneți care a fost drumul de la cântărețul de muzică ușoară Marcel Roșca până la solistul operei române. Într-un interviu în 1968, dacă nu mă înșel, spuneați că eu voi ajunge la o operă. Am zâmbit atunci, și dumneavoastră a zâmbit. Da, am avut parte de mulți profesori foarte buni, ca maestru Arnăutu, maestru Enigărescu. Ce pregătiți acum, interesant? Am să debutez chiar peste o săptămână în Zarastro din Flautul Fermecat și la sfârșitul lunii, pe 27, va avea loc premiera, să zicem, absolută în București, așa, celor două opere românești, Noaptea cea mai lungă a lui Mihai Viteazu și Interogatoriu în zor de Doru Popovici. Vă urez succes! Suntem în fața Teatrului de Operă din Essen, unde sunteți angajat pe viață, un termen mai puțin întâlnit la noi, cel puțin. Da, aici în Germania se obișnuiește așa ceva, sigur nu cu toată lumea, în funcție de și calități și mai știu ce atribuțiile pe care le are fiecare la buna funcționare a teatrului, calitățile artistice, anii cât a lucrat aici, atunci îi se dă la un moment dat această, cum să zic eu, distincție, să zicem așa, angajat pe viață. Pe lângă asta mai am și o distincție pe care am primit-o și de care trebuie să spun că sunt mândru, nu? Am fost făcut camăzengă, ceea ce înseamnă cântăresc de cameră, dar asta nu înseamnă că n-am voie să cânt decât în cameră, ci asta este un titlu vechi care pe vremea regilor, prinților, numai anumiți cântăreți aveau voie să le cânte, cei care intrau în camera regelui sau, zicem, în intimitatea, intimitatea lor, da. Și a rămas de atunci această idee, această denumire, camăzengă. Sunt de o natură mai clasică, deci în gustul de operă, și asta pentru că părinții mei au fost cântăreți de operă, am cunoscut opera de mic și am rămas cu sentimentul ăsta așa mai altfel și sunt, cum să zic, un român mai din vremea, mai dinainte. Adică îmi place o romanță, îmi place o muzică românească, o și cânt cu plăcere. De la sport la muzică, cum a fost? N-a fost de fapt de la sport la muzică, a fost de la muzică la sport, pentru că eu m-am născut într-o familie de cântăreți, tata la operă, mama la operetă, soliști amândoi. Sigur că am luat legătura cu muzica, cu teatru, cu scena, de mic copil. Am început să fac sport printr-o întâmplare foarte specială. Am făcut teatru în ideea că îmi plăcea și teatru și vreau ca să am posibilitatea să-mi folosesc la maxim toate calitățile artistice pe scenă. Între timp însă rezultatele sportive au fost foarte bune. Am fost la 4 olimpiade, am reușit să iau o medalie de argint, iar la jocurile următoare trebuia să fiu făcut membru de partid și am spus eu nu mă fac membru de partid. Cu toate că între timp Dinamo nu m-a lăsat să mă duc unde fusesem repartizat după ce am terminat facultatea de teatru, la Brașov, la Teatrul din Brașov, unde Sica Alexandrescu, cunoscutul regizor de atunci, a vrut să-și facă o trupă tânără și printre cei tineri care
angajase, m-au angajat și pe mine. Nu m-au lăsat să mă duc acolo și mi-au spus, dumneata, ai onoarea să fii ofițer în Ministerul de Interne. Și am avut onoarea să fiu ofițer în Ministerul de Interne, ca sportiv, bineînțeles, câțiva ani de zile, până când am spus că nu mă fac, nu intru în Partidul Comunist, nu mă fac membru, pentru că asta sunt eu, nu mă pot face membru. Și atunci s-a terminat și cu sportul, s-a terminat și cu totul, am avut câțiva ani de zile mai grei, după care a venit o revenire a mea, nu știu din ce cauză, și tot printr-o întâmplare am reușit să dau examen la operă și din 30 și ceva de candidați m-au ales pe mine și așa am intrat la operă. Angajat pe viața al Operei Noi din Essen, cu distinția de Kammersänger, basul Marcel Roșca are o carieră impresionantă. Și-a început traiectoria internațională ca sportiv de performanță, ajungând până la titlul de vicecampion olimpic la tir. În muzica ușoară s-a lansat la Steaua fără nume și până la debutul în operă a cântat romanțe și operetă. A dobândit trofeul Crizantema de Aur la Târgoviște și a fost laureat al festivalului de la Mamaia. Între 1980 și 1984 a cântat la Opera Națională din București. Stabilirea în Germania i-a proiectat cariera de bas pe coordonatele recunoașterii mondiale și a marilor scene muzicale. A fost invitat să cânte în spectacole, înregistrări audio și concerte în mai toate capitalele europene, precum și în Argentina, Brazilia sau Mexic. Este artist oaspete al celor mai importante centre muzicale germane, Hamburg, Berlin, Leipzig. Marcel Roșca trăiește acum la Essen împreună cu familia. Reprezentând întregul megalopolis al Ruhrului, orașul Essen este în acest an una dintre cele trei capitale culturale ale Europei. Acest centru cultural al anului 2010 are o populație de peste o jumătate de milion de locuitori și pune un accent deosebit pe dezvoltarea economiei creative. Evident, programele teatrului muzical local constituie un punct de mare atracție în agenda manifestărilor Essen 2010. Toată, și o să vedeți, și totul e cu un alba, adică e altfel decât la alte teatre. Aici a fost concertul care l-am dat acum o săptămână. A început cu 10 minute mai târziu și mai aruncă vreo 50-60 de oameni afară. Și a trebuit să mai aducă încă vreo 100 de scaune și a durat până le-a adunat, până au venit băieții de la tehnicul tare, ca să mai vină și au venit după aia încă oameni. Noul teatru muzical din Essen a fost inaugurat cu opera Don Carlos în 1988. Atunci a cântat și Marcel Roșca într-un rol favorit și definitoriu pentru întreaga sa carieră. Opera Nouă din Essen este creația arhitectului finlandez Alvar Aalto. Cu o acustică de invidiat, teatrul muzical Aalto are o capacitate de 1400 de locuri, fiecare fotoliu având propriul sistem de climatizare. Spațiile de activitate și dotările acestei instituții culturale sunt distribuite pe 10 niveluri. În ce împrejurări ați plecat din România? În ce an? În 84, nu, că mi-a venit ordinul ca să mă prezint la USLA. Și am dat de prieteni, mă știa lumea pe atunci. Era mereu pe la televiziune, pe la asta și cu sportul înainte. Și, deci eram cunoscut. Și atunci, în clipa în care m-au văzut și au văzut ordinul, a zis, mă, tu vrei să te duci acolo? Eu zic, eu nu știu ce e, nu știu. Păi acolo intri pe picioarele tale și ieși ori omul lor, ori cu picioarele înainte. Deci gândește. Și atunci m-au ajutat, în primul rând, pe plan militar. Am ajuns până la conducerea armatei române, care, vă spun acum, nu era cu Ceaușescu și care nu vrea să, cum să zic eu, să-i îndeplinească toate mofturile astea. Și, deci am ajuns până la șefii armatei române și care m-au aranjat ca să-mi scrie pe livretul militar că sunt inapt militar. Pe de o parte, am zis, hai, măcar oficial, am scăpat de USLA. Da, știam că nu pot scăpa de securitate, ci de... erau băieți deștepți, nu? Știau și ei că mă descurc eu. Și atunci m-am dus la ministrul culturii,
la Ministreasa Culturii, dar eram ministru, secretar de stat Hegeduș, cu care eram în relații foarte bune. Tu ești răsăritul vieții, tu ești frumusețea ei, tu ești harnică și bună, tu ești zbor de april, tu ești sărbătoarea vieții, tu lumina dragostei, tu lumina dragostei. I-a spus că tatăl dumneavoastră a cântat pentru rege. Dumneavoastră a trebuit să cântați pentru Ceaușescu. Cum erau vremurile alea? Erau vremuri foarte tulburi, nu știu cum să vă spun. Era ca și cum ai mâncat o mâncare care îți cade greu, ai așa o durere, o presiune în cap, ești cu ochii împăinzăniți. Asta era starea. Asta mereu știai că de undeva, dintr-o parte, poate apărea ceva care să te facă praf. Singura ușurare a noastră era să bem nechezolul ăla care se dădea și să spunem bancuri. Practic ați fugit din România, așa era în vremea aceea, asta era termenul, direct aici în Germania, în Refege? Da. Am avut un contract pe care l-am făcut cu un impresar român și el fugit și făcut neamț, în sfârșit primise cetățenie germană, cu care eram prieten și care m-a ajutat. I-am spus că am nevoie neapărat, fă-mi un contract. Și am plecat. El avea un contract împreună cu fostul meu coleg de la operă, cunoscutul bas Pompei Hărășteanu. Și a zis, mă, dar sunteți doi bași, las că găsim noi ceva de cântat. În sfârșit, lui Pompi, i-am spus, tati, că așa îi spuneam, hai că vin și eu cu tine, lasă că... Și da, dragă, vino. Poate, drăguț, om de treabă, în sfârșit. Și el nu știa despre ce e vorba. Și așa am ajuns aici. Când am ajuns aici, după ce am dat concertul cu el împreună, m-am dus imediat la agenția mea. Agenția mea era închisă, era tocmai începutul lui august. Și atunci era concediu, era vacanță peste tot, pe semne că de-aia mi-au și permis să plec, dar am plecat mult mai complicat. N-am avut pașaport, am avut pașaport și n-am avut viza germană, am avut viza germană, n-am avut o paia română. Mi-au făcut toate încurcăturile că doar nu știu ce, dar până la urmă am scăpat. Și ce să vă zic, m-am dus la agenție, n-am găsit pe nimeni, atunci am dat telefon întâmplător la alte agenții și cu ajutorul unei alte persoane, am reușit să dăm de secretarea unei alte agenții care era încă în München, eram la München atunci, și a zis, bine, vin să-l ascult pe domnul Roșca, să vedem ce e, pentru că am spus, eu trebuie să plec în două zile, nu mai pot să stau. Și am avut norocul că l-a găsit și pe secundul șefului agenției respective. Și atunci a venit și el și imediat, cum a auzit, mi-a făcut contract pentru Figaro, din Iunta lui Figaro și alte roluri și m-a trimis întâi la Gießen. Între timp i-am spus lui Pompei Hărășteanu, tati, uite, am contract, trebuie să mă duc, tu mă înțelegi, eu îți dau, uite, din partea mea, că el era în conducere oarecum a operei, eu îți dau liber, acum ești în vacanță, sigur. Problema era că la concertul mare care se dădea de 23 august, nu știu ce, eram pus și eu acolo să cânt un cântec pentru Ceaușescu. Și înainte de a mă duce acolo, ce am făcut? Am luat și am cumpărat 12 înghețate și le-am înghițit, zic, poate eu îi răci, mă fac praf acum. De unde? Suna vocea mai tare. Zic, Doamne, ce mă fac? M-am dus acolo și am făcut pe răgușitul. Zic, am răscuzat, nu și-a păsit, dar... Bun, și atunci le-am propus un alt coleg, și l-au luat pe el și m-au lăsat liber. Dar eram în comisie la Mamaia și trebuia să fac și un micro-recital la Mamaia. Și atunci la Mamaia n-am mai spus niciun cuvânt. Îmi pare rău, i-am trădat. M-am dus și mi-am cumpărat un costum pentru Mamaia. Mi-am cumpărat pantofi de lac pentru Mamaia să vadă toți.
Seara înainte de a pleca m-am dus și am stat de două ori la coadă cu mașina ca să iau benzină, că pe vremea se dădea benzină cu bonuri și am mai prins un bon în plus de la cineva și am stat de două ori tocmai ca să spun, dom'le, când mă întorc din Germania, păi trebuie să plec la mare și trebuie să am benzină, dom'le, să plec. Așa, deci am lăsat mașina plină cu benzină, mi-am lăsat costumul și pantofii de lac acasă, nu i-am luat cu mine ca să nu bată la ochi, n-am luat nimic cu mine. Și am venit aici. Iată o trăsură ca-n povești, zău că nu te saturi s-o privești. Caii sunt gătiți cu funde de mătase, roțile sunt roșii ca de foc. Câini, pisici, puicuțe și rațe fug din calea mea rău speriate. Ori de câte ori spre căsuța ta pornesc galop. Vântul vrea grozav să mă-ntreacă, dar curând se oprește pe-o creangă și-l aud strigând că iubirea ta-mi dă noroc. Și atunci nimic nu-mi poate sta în drum și viața e mai frumoasă ca visul dintr-o dată zbor spre inima cea mai duioasă. Câini, pisici, puicuțe și rațe fug din calea mea rău speriate. Ori de câte ori spre căsuța ta pornesc galop, ori de câte ori spre tine o pornesc în galop. Drumul a fost așa, deci întâi a fost Gießen, Heidelberg, Lübeck. La Lübeck m-am dus, trebuia să mi se prelungească pașaportul. M-am dus la ambasadă, ambasada mi-a zis, da, ce, imediat. Dați-ne 40 de mărci, le-am dat. Și, a, ce, da, dar trebuie să vă duceți în România, numai pentru o zi. Atâta, o zi și vă întoarceți și gata. Chiar de ziua mea, am ajuns la Essen și am dat prima audiție. Deci în 84 de ziua mea, toamna am dat prima audiție și am reușit. M-au luat întâi ca oaspete, gast, cum îi spune aici, după care, după câteva luni de zile, m-au chemat din nou și m-au zis, nu vrei să intri, să rămâi, să vii ca fest, adică angajat permanent pentru 2 ani, cum era, cum se făcea contractul. Am fost de acord, am cântat, am reușit, m-au aplaudat la audiție, ceea ce e un mare lucru și atunci am avut mai mult atu ca să-mi cer niște drepturi pe care tot nu mi le-au dat în sfârșit, dar a fost un contract bun. Une ras, un une ru, so ström der strom dem Ziele zu, doch das Ziel ist weit zu weit, es heißt für ihn Unendlichkeit. Es gibt viele, die am Ufer stehen, schauen den wilden Strom des Lebens nach. Weil sie blind sind und ihr Glück nicht sehen oder Schmerz den Lebensmut zerbrach. Și intendantul de la Gelsenkirchen s-a supărat puțin, a zis, de ce pleci, că uite, vrea să-mi dea niște roluri mari, îmi dădea mai mulți bani decât îmi dădeau cei de la Essen, dar am zis, nu, acum am acceptat, Essen-ul, gata. Bun. Și de atunci am rămas la Essen și pentru faptul că oi fi cântat și bine, publicul m-a plăcut. Sala, după cum vedeți, e mai mult lată decât adâncă. Și atunci nu-i nevoie ca sunetul să meargă mult sau la un moment dat să facă chiar ecou, fenomenul de ecou, știi? Și este exact construită ca să nu... Așa. Sunt trei rânduri de balcoane, este totdeauna arhiplin de Ernaum Zur, e dirijorul nostru, cu care am făcut acum două zile în Nabucco un spectacol excepțional și cu care am făcut multe alte spectacole împreună, care a dirijat deja în România de mai multe ori la Cluj, nu Cluj-Burg, ia și filarmonica de stat Transilvania. Da, la filarmonica de stat Transilvania și cu altele, în sfârșit, și care vine cu multă plăcere în România și face mare plăcere să cânte pentru publicul românesc. Uite, aici, de exemplu, sunt ultimele cronici
de la ultimele premiere sau concerte pe care le-am avut. Aici e Siegfried, scrie și de mine, aici pe acolo, dar nu mai arăt așa, aici e ultimul concert de orchestră, sfârșit, a fost domnul Barenboim și aici sunt și eu cu concertul pe care l-am avut acum câteva zile. A avut loc în foyer, am cântat 14 arii și după aia am mai avut încă 3 bisuri. Deci, bisurile le-am cântat din repertoriul meu de muzică ușoară. A fost, de fapt, un jubileu, ca să zic așa, de 20 de ani, de când, știu, am început să cânt în teatru și în teatru nou și așa mai departe. Aici vedeți o scenă din Nabucco. Eu jucând pe Marele Preot, deci aici în centru sunt eu. Iar lângă mine, dacă îl vedeți, acest băiețel este Mihaiță, este băiețelul meu. Și ceilalți doi joacă, dar nu se văd aici. Asta e teatru, așa cum am spus. Se ridică scena, da? Aici se mai ridică încă un parapet și de acolo poate să vină imediat cortina de fier. Totul este electronic, digital, așa, se lucrează la milimetru. Aseară am avut, de exemplu, Don Giovanni. Era o scenă imensă, rotativă. Și cu încă alte scene care se mișcă una lângă alta, sincron sau separat. Avem un public foarte numeros aici. Vin din oraș, vin de lângă, de la Düsseldorf, de la Bochum, vin din Olanda, pentru că Olanda e la o oră de noi, vin din Belgia, că e la două ore de noi, vin cu autobuze sau vin cu mașinile particulare, deci din Luxemburg și Franța se poate, pentru că nu suntem departe. Și atunci, pentru că suntem buni, orchestra e foarte bună, anul trecut a ieșit pe primul loc din Germania. Asta e mare lucru, pentru că aici sunt niște orchestre mari de tot, la Berlin, la Hamburg, la München și totuși ai noștri au câștigat. Sunt așa de profesioniști și vreau să mai zic ceva. Unul dintre concert maestri este românca Magda Sen. E căsătorită cu un domn din Elveția. Ea este fica, sora mai mică a lui Magda Sârbu, marea violonistă. Pentru noi, când cântăm, scena e mult mai mare, se desface, scena se duce în spate până la 70 de metri și lateral tot 70 de metri, adică suntem unul dintre teatrele cele mai mari din Germania. Duminica a fost Siegfried, luni am avut repetiție dimineața și seara cu Nabucco, marți am avut repetiție dimineața și seara cu Don Giovanni, miercuri a fost Nabucco, sunt monitoare în fiecare colț, pentru că teatru modern, opera modernă, nu se mai poate cânta, stai pe două picioare și cânti și trebuie să te miști. Și atunci trebuie să-l vezi pe dirijor, că fără dirijor nu se poate, nu? De exemplu, ieri comendatorul cânta în sicriu culcat. Și cum să vezi dirijorul? Și atunci deasupra lui era un monitor și el se uita și vedea exact Don Giovanni și nu știu ce și știa de unde să cânte. Am cântat de foarte multe ori și poate o să-l mai cânt Filippo din Don Carlos de Verdi. E rolul pe care l-am cântat de cele mai multe ori în viața mea până acum, am trecut de 100 de ori. Pe urmă ar fi Zacaria în sfârșit, din Nabucco, pe care și ăsta l-am cântat de vreo 40-50 de ori în viața mea și am făcut și vreo două imprimări pe disc. Pe urmă îmi plac toate rolurile de Wagner, sunt deosebit de frumoase. Muzica de Wagner are amprenta muzicii germane, dar cu influență italiană deosebită.
Don Carlos, cu el s-a deschis opera din Essen, opera nouă vorbesc, în 1988, deci avem 21 de ani. Publicul vine, în scenarea, regia este deosebit de interesantă și modernă, al lui Dietrich Hilsdorf, un bun prieten de-al meu, un foarte bun regizor. Un regizor care, cum să zic, știe să facă și lucruri nemaipomenite, mai și provoacă câteodată publicul, mai întâmplă. Teatrul modern, dacă e frumos făcut, nu poate decât să aducă un plus la frumusețea muzicii clasice. Deși e stabilit acum la Essen împreună cu soția și cei trei copii, acest maestru cântăresc de origine română nu și-a uitat țara. Marcel Roșca are o casă de vacanță în zona montană a României, unde revine cu drag atunci când contractele și angajamentele internaționale îi permit. N-am lăsat-o și trag tare cu ai mei să învețe. Cel mai mare știe, al doilea știe deja destul de bine, la micul o mai încurcă.